Bună ziua, dragi elevi! Pentru astăzi am ales să vă prezint instrumentele editorului Graphic Paint. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți acest material. Încep cu prezentarea instrumentului Pencil, numit și creion, pe care îl găsim în colecția de instrumente Tools. Acesta este instrumentul cu ajutorul căruia putem desena. După ce selectăm acest instrument, selectăm grosimea liniei cu care vom desena din colecția Size numită și dimensiune. Apoi stabilim culoarea primară și dacă dorim, putem adăuga și o culoare secundară. Pentru a desena cu ajutorul culorii primare, executați click pe butonul stânga al mouse-ului, iar pentru a desena cu ajutorul culorii secundare, executați click pe butonul dreapta al mouse-ului. Aveți un exemplu și în imagine pentru utilizarea celor două culori. Instrumentul Fill with Color, umplere cu culoare, pe care îl găsiți tot în colecția Tools, adică instrumente, îl utilizați atunci când doriți să umpleți de culoare o suprafață, un obiect desenat sau o zonă închisă. Aveți în exemplu câteva figuri geometrice desenate care au fost umplute cu culoare cu ajutorul acestui instrument. Introducerea textului într-un desen se face cu ajutorul instrumentului Text din colecția de instrumente. După ce selectăm acest instrument, selectăm și locul pe suprafața de lucru unde dorim să scriem. Va apare un chenar punctat a cărui dimensiune se poate modifica și se deschide fereastra textul, adică instrumente de scriere, din care putem stabili tipul fontului, dimensiunea acestuia și modul de scriere. Pentru aplicarea culorii de fundal a casetei text avem două opțiuni. Dacă selectăm opțiunea opac, culoarea secundară selectată va fi aplicată ca fundal pentru caseta text. Dacă selectăm opțiunea transparent, culoarea de fundal a casetei text va fi cea din spațiul de lucru. Culoarea textului va fi cea pe care o selectăm ca și culoare primară. Instrumentul Eraser, mici radieră, din colecția Tools, adică din colecția Instrumente, este acesta. Utilizăm acest instrument pentru a șterge porțiuni din imagine. Executați click pe acest instrument, apoi selectați dimensiunea radierei și glisați pe porțiunea de imagine pe care doriți să o ștergeți. Instrumentul Color Picker, sau numit și preia culoarea, este utilizat pentru a se potrivi cu orice culoare dintr-o imagine. Selectați pictograma corespunzătoare acestui instrument din colecția de instrumente, alegeți culoarea din imagine folosind acest instrument. Culoarea selectată va fi reflectată în opțiunea de culoare, care este selectată ca fiind implicită. Instrumentul magnifier, numit și lupă, este folosit pentru a vizualiza mai de aproape sau mai de departe o imagine. După selectarea acestui instrument, executați click pe butonul stânga al mouse-ului pentru a mări imaginea sau pe cel din dreapta pentru a micșora imaginea. Aveți un exemplu de mărire a imaginii.
Colecția Brush, numită și pensulă, conține 9 opțiuni pentru alegerea tipului de pensulă. Aveți în imagine un exemplu de utilizare a celor 9 tipuri de pensulă. Colecția Shapes, numită și Forme, conține instrumente pentru realizarea diverselor forme geometrice. Selectați instrumentul dorit și glisați cu mouse-ul pe suprafața de lucru pentru realizarea formei respective. În imagine aveți utilizarea mai multor forme geometrice și apoi umplerea acestora cu culoare. Azi v-am prezentat o primă parte dintre instrumentele editorului grafic Paint, urmând ca data viitoare să finalizăm cu toate tipurile de instrumente pe care le puteți utiliza în această aplicație. Până atunci, vă doresc succes!